Neața. Și să și aici mă uitam că la un clip unde un tip face unboxing la iPhone Red, ceva de genul iPhone roșu, și m-am documentat despre acest iPhone roșu, de ce Apple a lansat acest iPhone roșu, și am găsit că Apple a făcut acest iPhone cu spatele roșu pentru că este o ediție specială, iar din vânzările acestui iPhone un procentaj din banii încasați se va duce către oamenii bolnavi de HIV, către corporațiile astea care ajută oamenii cu bolnavi de HIV și alte boli de genul ăsta, ceea ce mi se pare foarte tare. Deci un thumbs up pentru Apple pentru chestia asta. Bravo! Eu oricum întotdeauna am fost un mare fan Apple, iar cu noul iPhone Red chiar mi-a crescut respectul față de ei. Super! Eu acum stau și învăț la anatomie, craniu de învățat. Uitați. Aș sta de obosit pentru că aseară, de fapt, nu, întotdeauna când se schimbă ora, mi se dereglează bioritmul. Chit că e cu o oră, mamă, cred că dacă aș fi să plec în America și să suport diferența aia de ore, care e diferență de, nu știu, de ore bune în orice caz, wow, cred că aș fi ceva de genul la ora 3 după masa aș dormi până la, nu știu, 4 dimineața, chestii de genul ăsta. Și ar fi groaznic. Ok, deci am plecat de acasă și am luat la facultate pentru că avem colloquiu. Colloquiu e un fel de examen, iar Med, de la cameră, acum, Med mă filmează. Med, ia filmează-te. Nu, nu sunt la colegii, vreau. Med, rămâi la colloquiu? Ha? Mamă, cât de bine poate să filmeze camera asta. Am emoții destul de mari legate de colloquiul ăsta, pentru că nu prea am apucat bine să repet, dar sper că totul să fie ok. Ok, deci o schimbare mare de planuri, am dat examenul, a fost relativ ok să zicem, iar acum mă pregătesc să mă duc la radio, pentru că sunt invitat la un radio împreună cu Vali, să, nu știu, să dăm un interviu acolo ceva, super tare. E prima oară că mă duc la radio și sunt tare curios. Cum n-ai bani acolo, pentru că nu am fost în viața mea la radio. Și sunt tare curios cum sunt microfoanele alea pe acolo, chestia de transmisie live. Cred că o să fie foarte interesant. Wow, deci tocmai ce am aflat că interviul se ține la facultatea de drept. Și de-abia aștept să ajung acolo să vă arăt cât de calomă este această facultate și cât de modernă poate să fie atât în exterior cât și în interior. Gata, am ajuns. Ia uitați-vă ce tare. Wow, cât de bine arată. Aici și terenul ăsta e foarte drăguț. Wow, superb. Să mergem la radio. E genial. E genial. Ia uitați-vă aici cât de șmecher e. Efectiv, zici că ești în altul lume. Zici că ești... cel puțin America. Ia uitați-mă. Tare. Stai că nu focalizez ceva bătuvă. Bine. Mamă, mi-e frică. Mă crezi că mi-e frică? Mi-e frică? Da. Suntem treburile făcute? Nu cred. Mamă. Păi dar bă, stai că e live, deci nu e registrat, zici că poți să greșești. Mi-e frică. Ne improvizăm. Unde? Aici. Unde? Unde pe o să-i fac? Măi, aici, în facultate sau aici. Unde? În cămin? Ia. Dar cum se cheamă radio? Nu știu, postăm pe... Ok, deci noi nu avem deloc întrebările făcute și e live toată treaba. Oh. Vezi că nu știu dacă e bine să pui asta în clip. Asta mă nu contează. Asta e radio la care mergem. Bună, Mari! Bună! Bună, Marius! Bună! Podul! Ei, sunt invitații! Mă bucur! Ne aflăm înăuntru la radio aici. Avem emoții. Cred că acolo să... Cred că acolo să mergem. Acolo. Spate. Ok, deci am ajuns aici în studio și e super interesant. Țăvane, ce fă de ai? E foarte liniște. Da, e liniște. Mamă, dar și lumina asta de pică de sus, pică groaznic pe față, dar oricum nu contează. Deci am adus aminte niște faze super amuzante pe care le făceam cu Vali la The Vampire și o fază super amuzantă că atunci când filmam Slenderman, în liniștea aia de filmat, hai mă zi. O să plec.
Era cadru pe Vali, Vali care era Slenderman. Bă, și-a tras o bășină de aia. Vede toată camera, deci a fost parcă Fukushima acolo. Oh, Vali, Dumnezeule, nu mă așteptam. Să zic eu un sfârc. Putea să le povestim cât mă chinuiam cu voi, să vă fac atenție. Aole, da, 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 da. Puteți să vorbiți despre ce vreți voi. Vă facem semn când trebuie să luați o pauză, da, să băgăm o melodie. Da, trebuie să mai vorbim și noi și asta nu după vă lăsăm. Dar puteți să anunțați voi melodiile, dacă nu e nicio problemă. E ok, setam... noi putem să fim aici doar să vă introducem și apoi să voi țineți emisiunea singuri. E ok, până nu ne-ar deranja. Bateria asta? Mai avem cât? 7? Nu, mai puțin. 4 minute. 4 minute mai avem. 4 minute. Intrăm live. Yeah! Cum adică din anul okay, deci prima parte cu editor, mi-a zis că Republica Moldova va fi membră. Eu cu tot. Echipa secundă a fost formată din Gianina Unguritu, Teodor Nichitelea și Ovidiu Unguritu. Mihai, nu e cu noi acum pentru că este la București la facultate și n-avem ce să facem și pur și simplu erau spontan, nu stăteam, nu făceam brainstorming să stăm o oră la birou să ne vină o idee. Nu, ideile ne veneau pur și simplu. Da, ar putea, ar putea. Aici e ok. Vali, ce facem băieți? Tocmai am luat pauză. Ne revenim, da, suntem puțin emoționați. Ok, deci am luat pauză, m-am mutat pe telefon pentru că s-a terminat memoria la card. Bă, Țuvane, unde e, bă, cardul ăla bun al tău? Cardul ăla bun ai al meu? Ai cardul ăla bun? Nu, unul e la tine, unul e la mine. E la mine? Unul sigur e la tine, da. Da, e posibil, nu știu să-l caut. Mi-a cred că puși că am dădut seama cine sunt eu și... A fost bine? A fost bine? A fost bine? Mulțumim, mulțumim, yay! Bun că ai și super emisiunea asta. Mulțumim, bă, vezi? E mai greu decât mă așteptam, să știi. E mai greu, pe bune, da, e frumos. E frumos, e mai greu decât mă așteptam. Dar e tare, tare, tare. Camera asta e moartă acum. Mă așteptăm cu Mihai. Cu Mihai, bă, Mihai, să vii. Ce să vii? Da, nu mai are gust. De gust și gust, domn, discutam. Bună ziua! Pa, pa!